Astăzi o să avem o zi lungă, așadar e cazul să pornim la drum folosind pentru început cei câțiva cai putere care ne-au venit în ajutor. Ne despărțim de turiștii străini veniți să vadă Măgura și pornim spre destinația noastră, Valea Strâmbei. Vom afla mai târziu de ce îi spune așa. Până atunci... Asta e vechi, asta e clar. Vedeți, acolo ei au început. Acolo, probabil, sub apă, este o intrare. Ei mănânc numai coajă, coajă de salcie. Aici a fost un berloc, asta a fost intrare. Ei fac niște camere. Ei au ca un dormitor, ei au ca un living și asta fac ei. Și ei au un sistem de aerisire. Da. Cred că ați ghicit deja. Am pornit ca niște copoi să căutăm urme de animale sălbatice. Râși, castori, lupi, urși. Avem alături de noi un ghid experimentat, pe doamna Caterina Curmes, nemțoaică jet-be-jet și româncă prin adopție, care de ani buni luptă pentru ocrotirea speciilor sălbatice din România. Așadar, să înceapă vânătoarea de pe Valea Strâmbei! Totuși, de ce se cheamă așa? Aici avem un râul și dacă vedeți cum merge râul, e strâmb și din asta provine numă. Și ce vânăm? Da, aici avem de câțiva ani, avem castor. Reintroducerea castorului a fost un proiect mai mare de la ICAS în Brașov și a început în 1990. Și cu câteva pereche de castor din Germania, din Bavaria, și ei au fost reintrodus în râul Olt și din acolo ei s-a distribuit și au ajuns și aici în un părul așa mic la Valea Strâmbei. Aici, pentru ei, foarte important este intrare la bârloc, trebuie să fie din sub apă. Atunci ei fac un baraj dacă crește nivel de apă, dacă e nevoie. Bun, deci cam și aici vedem cum ei rănesc. Ei mănânc coajă de salcie. Bine, ei tai și niște crengi. Și cum vedem aici, pagubă este prea puțin. Dar dumneavoastră v-ați luptat foarte mult până ați reușit să aduceți și să poată să vină turiștii să observe animale în libertate. Interesul este mai mult pentru animale mari, pentru canivorele mari, adică pentru urs și lup. Și dacă avem noroc, putem să vedem un urs acum. Bine, în februarie este mai greu. Acum sunt născuți pui și osoici sunt în bârloc. Și pot să fie, sunt niște, vremea este așa bun, pot să fie, sunt niște mascul deja afară. Am înțeles. Deci noi acum o să plecăm, o să lăsăm castorii în pace și o să plecăm mai departe și o să încercăm să vedem dacă o să găsim, găsim și carnivore mari. Da. Vremea s-a schimbat repede și a început ploaia. Nu putem decât să sperăm că acest lucru nu va schimba planurile noastre. Ajungem la Observatorul de Animale, unde ne întâlnim cu Andrei Ciocan, mare maestru de vânătoare și un bun cunoscător al animalelor. Acesta ne face un tur al observatorului. Cealaltă zonă, uitați, aici este un urs cu totul mai mare. O urmă mult mai mare, o amprentă bine așezată pe sol. Ei își delimitează
un anumit teritoriu. Masculii puternici, bineînțeles, sunt mai mari, mai înalți, mușcă cât mai de sus și în același timp să și freacă de arbore. Fiind rășină, se impregnează foarte, uitați, și fire de păr, de urs, vedeți? Și își lasă și mirosul aici. Aici o altă urmă de urs. Așa, mediu, da, de mărime medie, în jur de 5 ani, presupun, minim. Ursul aici, deci, a rupt podeaua și peretele la observator. Aici sunt 2,50 m, mai bine. Exact. Și este rupt cu gura. Deci nu este urmă de gheare, uitați, alea sunt urme de dinți. Vă dați seama ce exemplar puternic și cât de mare. Cu toate că șansele să filmăm un urs astăzi sunt destul de reduse, ne încercăm totuși norocul. Odată aruncată momeala, nu ne rămâne altceva de făcut decât să ne înarmăm cu răbdare și să ne punem pe așteptat. Iar poveștile frumoase fac așteptarea mai ușoară. Aici, în România, natura este altceva decât în Germania. În Germania, când eu mă duc acum în Germania, eu tot timp eu zic natura este ceva artificial. Este făcut după un regulament, drum forestier pietrit și cu tot chestii din asta și nu e nimic sălbatic. Și aici, pentru mine, asta e o pădure cum trebuie să fie o pădure. Vreau să mă întorc un pic la domnul Ciocan. Bănuiesc că ați avut parte de foarte multe întâmplări în toată perioada asta de când aduceți turiști la observare. Da, și dinainte. Deci, și înainte. Da. Poate observați că sunt doar tot cu ochii pe geam. E un defect profesional. Asta este. Era un subarboret, un desiș de rășinoase, de brad. Și am văzut jumătate dintr-un căprior, un țap. Așa? Jumătate din el se vedea, era mâncat din el, aburea și se auzea ceva mâncând la el și se mișca acolo înăuntru. Uh-huh. Ei, eu am crezut că e vorba de niște câini de la stână, fiindcă peste pârâu era o poiană și câini. Era o stână în pădure, așa se pășuna pe vremea respectivă. Da. Și în momentul respectiv, vreau să zic că aveam un porhar din ăla cum avea armata înainte, așa aveau și pădurarii, da. Că vă spun și de ce menționez chestia asta. Și caut, am căutat un par, mă duc, iau un par și să bat câinii. Doamne, când m-am apropiat, poate la 15 metri, m-a simțit și era un urs. Un urs mânca la căprior. S-a repezit la mine. Era o pantă nu foarte mare și eu eram mai suplu și mult mai tânăr. Eram chiar la începuturi, prin anii 86, dacă nu înșel. Și vă spun, m-am speriat foarte, cine spune că nu e frică de urs, e mincinos. M-am speriat, dar am avut reacția care a trebuit. Și am luat-o la fugă spre naval, nu știu, eu știu, 50 de metri din alergare, m-am uitat peste umăr dacă vine campion ursul, dar vă spun și pe cine am bătut atunci. Încă venea la 50 de metri, nu era foarte hotărât, dar venea. Ei, și atunci am alergat mult și bine și vreau să vă spun că porhartul nici nu mi-a atingea pe fund. Atunci a doborât în recordul Maricica Puică, dacă vă aduceți aminte, în vremea respectivă era mare campionă. Așa. Am ajuns în drumul forestier, fără să mă mai uit înapoi, deci asta a fost aproximativ un kilometru, poate. Așa mi s-a făcut sesete, m-am uitat pe coastă, vine, nu vine. Mai în jos, la vreo 50 de metri, curgea o păreiață și m-am pus să beau apă, m-am așezat pe bordă și luam o gură de apă, mă uitam la deal dacă vine să vă rău, dar... Sunt treburi adevărate și nu mi-e rușine să le povestesc. Absolut, da. Absolut, da. Astea sunt amintirile cu care, sigur, cu care se rămâne. Ia uite, vine ceva bun. Într-adevăr, o superbă ursoaică, însoțită de doi pui, ieșea atentă din pădure, atrasă de mirosul de mâncare.